situație delicată. Am început bine, am avut o repriză bună, chiar dacă au fost momente când ei ne-au dominat, au avut o posesie, da? De-a lat, au jucat foarte mult cu mingi lungi, anticipasem lucrul ăsta. A reușit să înscriem, a reușit să înscriem al doilea gol. Păcat că a venit gestul lui Jordan. Nu are nicio scuză. Pentru asta o să sufere puțin. Asta cred că a fost singurul punct negativ. Iar mea culpa, am greșit, trebuia să încep cu atmosfera pe care au creat-o suporterii de la tribuna a doua și de la tribuna a întâi. Deci, într-adevăr, au arătat că echipa asta, și când v-a zis de farmecul de la Arad, nu reprezintă numai galeria. Deci reprezintă tot stadionul. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de galerie. Deci eu fac un apel, eu n-am venit aici să dezbin, am venit să-mi fac meseria de antrenor, v-am zis încă o dată că aveți răbdare. Asta e singura problemă la voi, nu aveți răbdare. Am zis că așteptați după întreruperea, prima întrerupere care a fost, am zis că UTA o să arate mai bine. Avem 7 puncte din 9 meciuri. Eu zic că e un lucru bun. Suntem pe drumul bun. Ați văzut și evoluția jucătorilor care au venit târziu și care, din punct de vedere fizic, nu erau 100%, nici acum nu sunt. Nu erau 100%, au început să se integreze. Echipa arată mult mai bine. Încă mai sunt multe lucruri de pus la punct, dar mi-a plăcut dăruire, atitudine bună, agresivitate. Ce să zic, s-a văzut spiritul ăsta de echipă. Deci fiecare a jucat pentru echipă, a jucat în echipă, n-au încercat să iasă în evidență. Au început să și vorbească, că până acum erau muți. Deci acum, asta și datorită încrederii care au primit-o. Plus și ei au simțit momentul și clar că și ei vorbesc între ei și au simțit că e nevoie ca grupul să rămână unit și să, zic tot, să dăm o palmă, avem la cine să dăm o palmă, dar să arătăm că noi totuși suntem profesioniști și cerem doar să fim respectați, cum noi, cum și suporterii vor să fie respectați și ei trebuie să ne respecte pe noi. Sunt momente bune, sunt momente fericite în care ești aproape de echipe, dar sunt și momente grele când trebuie să fii lângă echipă, când echipa are nevoie de susținere. Și cred că asta a fost un meci util pentru toată lumea. Și eu sunt sigur că împreună putem să ne îndeplinim obiectivul. O să terminăm capitolul galerie. Ce credeți că din acest moment poate termina galeria să vină pe stadion? Rezultat ați avut? Scuze, v-ați cerut și înainte de meci și acum faceți apel din nou la ei. Ce credeți că va convinge galeria să vină pe stadion din acest moment? Dacă ții cu UTA, vii, nu mai te interesează că te-a supărat nu știu cine sau... Cu toate că mie mi-au transmis un mesaj și că pentru ei nu mai există datorită gestului. Abar n-am și acum stau să mă gândesc ce gestul ai fi făcut. S-au supărat așa, dar eu am mers ca să împac lucrurile. Cu toate că nu era o situație pentru mine, din punct de vedere al sănătății, încă nu era momentul că eu să mă duc să am senzații de asta de supărare sau de excitare. Deci nu aveam nevoie. Dar eu trec, am atâta experiență și trec. Eu sper că ei trebuie să înțeleagă că chiar eu n-am venit aici, nici să mă îmbogățesc, am venit să reușesc să realizez ceva. Poate sunt un cretin, un inconștient și mă joc cu sănătatea mea. Mai zicea cineva că am mințit, n-am mințit. Eu am vrut să, în primul rând, să mă protejez pe mine. Bine, m-a deranjat că s-a aflat că seara am fost la spital, după aia s-a aflat că a fost o intervenție și nu au fost 2 standuri, sunt 3 standuri care mi-au pus. Deci am avut 6 standuri de când sunt la Arad. 3 la primul infart, 3 acum, dar tot pe bancă. Deci n-au fost în sufragerie, n-au fost la restaurant sau... Deci au fost aici pentru că sufăr și mă implic. Cred că n-ați avut antrenori care să se implice cum am implicat eu. Am reușit să aduc și sponsori, am reușit să fac dintr-un vestiar de 50 de metri pătrați, nu puteți da un pârs, că mureau toți pe acolo, s-a mărit, avem și noi un vestiar de play-off, sala de forță care era de pe vremea lui Tata, am reușit prin sponsor și Clubul Jumate, am făcut o sală de în care noi, adică eu pot să mă pregătesc, să le cer să facem performanță. Deci sunt un antrenor care mă implic și sufletește, poate prea mult, dar nu pot să mă schimb. Asta e ce vrea Dumnezeu.